Vă salut, dragi prieteni, ca Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze pe toți în numele Domnului Iisus. Este o mare plăcere să fim aici alături de dumneavoastră, încă o zi pentru a vă ajuta pe dumneavoastră care sunteți o persoană ce căutați ajutor de mult timp. Sunteți tristă, sunteți dezamăgită, descurajată, fără poftă de viață. Sunteți cu familia distrusă, copii în droguri, soțul vă trădează și aceste lucruri a adus în sufletul dumneavoastră o povară, o greutate și de aceea, dragi mei prieteni, suntem aici cu această emisiune pentru a vă ajuta pe dumneavoastră care sunteți în situația aceasta, pentru că în situația în care dumneavoastră vă aflați în momentul de față, multe persoane au ajuns aici la catedrală așa. De aceea, dragi prieteni, vreau să vă spun că în această vineri, noi aici la catedrală, avem 3 slujbe pentru dezlegare, pentru eliberare de totul ceea ce este rău. În această vineri, toate persoanele vor primi baia dezlegării, cine, inclusiv dumneavoastră care ați luat sticluța, puteți să aduceți sticluța dumneavoastră goală, noi vom umple cu cele 7 ape de la cruce, cum deja am făcut în fiecare vineri, și noi vom face acest ritual sfânt pentru a desface toate ritualurile necurate. Vom face un ritual sfânt pentru a desface ritualurile rele, ritualurile necurate. Haideți să vedem cazuri de persoane care, venind aici vineri, au fost dezlegate participând la această slujbă. Cum vă numiți? Petra. Doamna Petra, ce s-a întâmplat la dezlegare? Tot corpul meu era greu, dar eu nu m-am spălat cu apa asta, am băut-o. Ați băut-o? Cu credință. Cu credință. Cu credință. Ce s-a întâmplat? Tot m-am ușurat. A ieșit tot, acele rău. A ieșit tot. Greutatea aceea. Greutatea aceea. Cum vă simțiți? Bine. Amin, aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Dinca Elena. Înainte să ajung acasă, vinerea trecută, Roxanica a vândut toată pâinea veche din magazin. Și s-a cunoscut, am folosit baia dezlegării și o clientă m-a sunat, care nu mi-aducea banii de un an jumate. Un an jumate? Chiar aseară, da. Da, s-a întâmplat o minune. Dânsa v-a sunat un client sau o clientă? O clientă. O clientă. M-a sunat că mi-aduce banii. Și a dus. Și chiar i-a adus. A fost un semn. A fost un semn, da. V-ați bucurat. O mulțumire, da, ne-am bucurat. Amin, așa să fie. Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă mulțumesc. Cum vă numiți și ce s-a întâmplat cu baia dezlegării? Valeria, am stropit peste tot în casă, peste tot, toate camerele și m-am simțit mai bine. Minte, cum era? Era mai rău, adică nu mă simțeam bine, acum mă simțim mai bine. Simțeați rău în casă? Da, da. Când ați stropit cu apa, cu baia dezlegării, vă simțiți bine? Da. Se vede rezultat? Da, da, se vede, da, da, se vede. Și dumneavoastră vă simțiți? Da, da. Dormiți bine? Da, dor și mai bine, da, da. Înainte nu dormea? Nu prea. Acum dorm mai bine. Dormiți? Da, 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 da. Cine a dezlegat? Domnul Iisus. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc cu Domnica. Doamna Domnica, dumneavoastră venind astăzi la slujba de vineri, realizată la piciorul crucii, cum este starea dumneavoastră acum, după slujbă? Aveam amețeli foarte puternice, aproape că nu mai vedeam și venea să vomit. Și aici, după rugăciuni, imediat mi-am revenit. O stare foarte bună, m-a eliberat și m-a dezlegat Domnul Iisus Hristos. Venind, primind rugăciunea dumneavoastră, acum vă simțiți eliberată? S-a meritat să veniți astăzi? Da, se merită toată lumea să vină aici, care are probleme adică spirituale, în familie, cu necazuri, cu supărări, că aici se rezolvă toate. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc Dragomir Dorina. Doamna Dorina, această slujbă la piciorul crucii, cum a fost pentru dumneavoastră? Această slujbă de la piciorul crucii este foarte importantă. De când am venit la această slujbă, este o mare binecuvântare, o forță spirituală de binecuvântare, de eliberare, în toate sensurile, este binecuvântat. Cum era situația dumneavoastră înainte de slujbă, starea dumneavoastră?
cum era înainte de slujbă și cum este acum, după slujbă. Da, când am intrat la slujbă, eu mă simțeam foarte încărcată, mă simțeam obosită, dar după slujbă mă simt foarte bine, ușurată, binecuvântată. Părinte, am suferit și cu insomnia. După ce faceți seara de rugăciuni? După multă perseverență. Uh-huh. Da, simptomele acele spirituale au dispărut. Au dispărut. Uh-huh. Au dispărut. Care erau simptome? Puteți repeta, vă rog? Insomnie. Dumneavoastră tremurați. Tremuram. Uh-huh. Și nu puteam să mă țin în picioare. Uh-huh. Nu puteam să mă țin nu puteați. Nu puteați. Ce simțiați atunci? Trebuia neapărat trebuia să mă așez atunci, dacă nu simțeam că eu cad. Uh-huh. Da. Și aveam tot timpul niște cuțit în spate, greutate mare. Uh-huh. Dar acum mă acum e bine. Acum e bine. Sigur. Sigur. Eliberată. Eliberată. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Deja ai observat apele mării? Sunt mereu în mișcare. Contrar vieții multora, ce pare statică. Viața economică nu merge, relațiile nu avansează, tratamentele nu au efect. Viața lor în 2020 pur și simplu s-a oprit. În această vineri vei primi o purificare spirituală prin intermediul băii dezlegării. Baia dezlegării cu cele 7 ape din Țara Sfântă. În această vineri, la ora 9 dimineață, la ora 15 și la ora 19, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Fundeni numărul 11 în sectorul 2, vis-a-vis de fostul supermarket XXL și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Dacă dumneavoastră doriți mai multe informații, puteți să ne sunați inclusiv la numerele ce apar pe ecranul dumneavoastră, luați legătura cu noi, inclusiv puteți să lăsați și numele la cartea noastră de rugăciuni. Dragi prieteni, vreau să vă spun că adresa catedrală este șoseaua Fundeni numărul 11, sectorul 2 București și numerele noastre de telefon ca dumneavoastră să ne apelați și să vă înscrieți pentru cartea de rugăciuni sunt cele două numere care apar pe ecranul inclusiv al dumneavoastră. 021-255-7300 sau 0721-805-569. Sunt aceste două numere care dumneavoastră puteți să ne apelați cu încredere. Sunt la dispoziția dumneavoastră din orice rețea, nu contează că ne sunați din Orange, sunați din Vodafone sau fix, nu contează. Dragii mei, vreau să vă spun că tarifurile sunt normale. Nu există contracost la telefon când veți suna. De aceea sunați cu încredere ca să ne rugăm în favoarea dumneavoastră. Cum spuneam, în această vineri toată lumea care va veni și va fi prezentă la această slujbă, va primi cele 7 ape, baia dezlegării, pentru că dumneavoastră aveți nevoie de dezlegare, aveți nevoie de eliberare, aveți nevoie de pace, de liniște. Și asta, dragi prieteni, Dumnezeu vă poate aduce. Iisus a zis, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. În vremea Domnului Iisus, când era în carne și oase pe pământ, multe persoane, dragi prieteni, vreau să vă spun, ajungeau la Domnul Iisus trudite, împovărate, obosite de viață. Pentru că cel rău le chinuia, cum și astăzi, cel rău chinuie multe vieți, multe persoane. Și poate că una dintre aceste persoane sunteți dumneavoastră, care sunteți chinuită, exemplu, de o tristețe profundă, sunteți chinuită, exemplu, de o problemă de sănătate, sunteți chinuită de o problemă în familie, fiul dumneavoastră care este viciat, alcoolic, în droguri. Eu nu știu care este problema dumneavoastră, doar că eu știu un singur lucru. Există dezlegare pentru dumneavoastră. De aceea, nu pierdeți, dragi prieteni, această oportunitate, această șansă de a veni aici la catedrală. Pentru că Dumnezeu, El vă va răspunde, El
vă va binecuvânta. Haideți să vedem mai multe cazuri de persoane care au folosit această baie, baia dezlegării cu cele 7 ape din Țara Sfântă și au avut rezultate participând la aceste slujbe. Urmăriți, fiți alături de noi, căci mă reîntorc. Cum vă numiți? Mariana. Spuneți, doamna Mariana. Păi eu când am venit acum 11 ani aici la catedrală, eu am avut o problemă foarte mare. Au fost probleme spirituale făcute cu diavolul, au fost probleme de sănătate, au fost probleme... Ce a fost făcute așa? Care au fost farmece? Ce a fost făcut? Păi au fost făcute ca să mă omoare. Am avut argintul viu dat, dar venind la slujbe și perseverând, am luptat, am făcut provocări, am făcut sacrificiu și m-am eliberat de diavol. A durat 3 ani jumate până m-am eliberat. Tot ce a fost făcut, da, pentru că au fost vrăji făcute foarte puternice. Au fost vrăji vudu. Vudu. Pușă, poace, da. Și ați găsit? S-ați văzut sau știți? Bănuiți? Cum? Așa mi s-a spus. S-a spus că a fost făcut. Da, așa mi s-a spus că au fost făcute. Și atunci eu mă simt... Pușă, vudu. Da. Dar venind la slujbe, eu m-am eliberat, m-am dezlegat, liniște în casă, înțelegere, spor la bani, totul a început să fie normal cum eram. Viață bună acum cu Dumnezeu. O viață bună în toate sensurile. Cine a binecuvântat? Domnul Iisus. Cum vă numiți? Mariana. Doamna Mariana, spuneți, cum vă simțiți după această rugăciune? Foarte bine. Dar în trecutul dumneavoastră, ce a existat? Mi-ați spus mai devreme jos. O greutate în spate. Ziceam că eu, nu știu, nu puteam să duc mereu. Totdeauna eram cocoșată. Spune că e bacă, jung de la curent, de unde, că e drea de la... Ceva rău în viața dumneavoastră. Ați fost la vrăjitoare, la cineva, la ghicitoare în trecut? Cuscra mea, după fată, m-a luat la Fărcaș. Acum 25 de ani. Aseară mi-am adus aminte. Aseară mi-am adus aminte când citeam cartea care am luat. Și ea s-a intrat înăuntru la femeie, eu am rămas afară, probabil că nu o fi vrut să facă, că și fata mea m-a luat-o tot cu fermece. Și de atunci, o povară grea am dus în spate de 25 de ani. Fata nu am fost nici la nunta ei. De, asta e, așa e vrăjitoarele. Ce să mai zic? O distrus tot. Tot distrus. O greutate și în familie, și în spinare, și în... un întuneric. Văzut că acum la slujbă v-a simțit foarte rău. Niciodată n-am văzut pe dumneavoastră așa. V-a simțit foarte, foarte rău și acum. Și nici măcar nu realizați ce s-a întâmplat aici. Nici nu știți ce s-a întâmplat. Nu. Nu știu nimic. Slavă lui Dumnezeu că acum sunt luminată, sunt ușurată. Zbor. Liber. Cineva dezlegat. Domnul Iisus Hristos. Cum vă numiți? Ilie Niculin. Și cum era băiatul atunci? Băiatul ăsta numai în casă și nu iese afară de acolo din casă. Nu vroia să plece, nu, să muncească? Nu, că să aibă și el bani, să aibă și el că e mare. Și el îmi zicea, lasă că am eu grijă, am eu grijă. Și ați venit săptămână trecută, da, plângând? Da. Într-ună? Da, și acum băiatul mi-a dat copie după buletin ca să îi duc la mine acolo. Să... Deja vrea să muncească. Da, vrea să muncească. Nu vroia. Nu vroia. Deloc. Deloc, îl chema șefii unde a fost el și îl chema acolo la muncă și zicea că... Era un duh de blocare, da, spirituală. Zicea că unde a fost el nu mai se duce. Mm-hmm. Are un orgoliu. Era trist, mâhânit, da, acasă, închis. Da, da. Și după ce ați venit săptămâna trecută... Acum am zis, mami, te ascult, merg la muncă, că n-avem... Amin? Amin. Așa să fie? Aplaudați pe Iisus Hristos, vedeți? Dânsa a venit o vineri. Dânsa s-a rugat aici la noi o vineri. Prima dată ați venit pentru prima dată? Da. Săptămâna trecută? Da. Pentru prima dată? Prima dată. Și Dumnezeu deja v-a răspuns. Da. Așa să fie. Amin? Să fiți binecuvântată. Mergeți cu Dumnezeu, aplaudați pe Iisus Hristos. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, Simeon Nica. Doamna Nica, ce s-a întâmplat folosind baia dezlegării? Părinte, folosind baia dezlegării,
m-am rugat pentru soțul meu, că are viciu de tutun, să fumeze. Și fumează de la vârsta de 12-13 ani, de copil. Și folosind băia de țlegării, am uns patul, m-am rugat, Doamne, dă-i, Doamne, cea mai mare scârbă, să nu mai suporte fumul de țigară. Și alaltă ieri, într-una din zile, săptămâna asta, mi s-a întâmplat minunea, ce credeți când spune? Zici, când s-a sculat de dimineață, zice, avea în pachet o singură țigară. Și zice, de astăzi nu mai fumez. Că toată săptămâna, ce am folosit eu baia de slegării, toată săptămâna am fumat cu scârbă. Și Dumnezeu, eu rugându-mă la Dumnezeu să-i dea scârbă, să nu mai suporte mirosul de țigară, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și i-a dat așa o mare scârbă și mi-a promis că nu va mai fuma. A aruncat pachetul și a zis că de astăzi nu va mai lua țigară în gură. Astăzi Dumnezeu mi l-a liberat. Dumnezeu să-l binecuvinteze cu dragoste și îi mulțumesc din toată inima și din tot cugetul, că de câte ori am cerut de la Dumnezeu ajutor, Dumnezeu mi-a dat ajutor. Oricând am apelat, eu am primit ajutor și rog toată lumea să vină și să se încreadă în puterea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e mare și face minuni. Cum vă numiți? Ioana. Ce simțiți acum? Tremurat în corp. Tremurați? Da. Aveți viciu? Fumezat. Fumați. De cât timp? 30 de ani. 30 de ani. Uh-huh. Și dumneavoastră, în afară de viciu, ce mai aveți probleme? De sănătate. Sănătate? Mi-e rău, continuu. Uh-huh. Mai multe probleme. Mai multe probleme. Dar mai multe probleme, dar la analize nu prea este. Cum sunt nopții dumneavoastră? Nu pot să dorm. Nu puteți dormi. Credeți în puterea lui Dumnezeu? Veți fi dezlegat. În numele lui Iisus. Cum vă simțiți? Mai bine. Mai bine? Nu mai e starea aceea negativă? Starea rea? Vă simțiți ușurată? Sigur? De cât timp aveați viciu? Păi am de mult, dar acum o săptămână am cumpărat niște lemne, le-am așezat și în curte am găsit un țepuș așa legat cu doliu. După aia iar am început să mă simt rău. Uh-huh. De atunci v-ați simțit rău? Da. Ce ați găsit? Ca un fel de țepuș așa, țep, un legat lemn, cu ce? Cu doliu. Doliu. Da. Vedeți? Cine a înțeles? Ați venit mai mult aici la catedrală, deja? Da. Am de cât timp nu veniți? Acum e vreo 5 luni. 5 luni? Și aia n-am mai venit. De ce nu mai ați venit? Bă, a fost cu pandemie, bă, cineva zicea că mă ține pe loc. Ceva v-ați ținut pe loc? Da, da. Un duh rău? Dar începând de acum viața dumneavoastră se va schimba. Așa să fie? Amin. Cum vă simțiți? Bine. Puteți zâmbi? Da. E bine? Aplaudați pe Iisus Hristos. Veniți aici. Ce dumneavoastră simțiți acum? Simt o fumicătură foarte tare și la trei, când am fost la rugăciune, la fel. Ce ați simțit în timpul rugăciunii? O furnicătură foarte, foarte tare în degete, la mâini. Uh-huh. În timpul rugăciunii? Și simt că tremur. Ceva nu e în regulă. Da, ceva nu e în regulă. Așa, o teamă? O tremur. Uh-huh. Așa, nu știu, e ceva care nu mă pot liniști. Dar veți fi bine. Așa să fie? Da. Mișcați mâna așa. Tare. Poftim? Nu mai simt această furnicătură. Și nu mai simțiți? Tensiunea în și pulpe. Picioarele. În pulpe, da. Cum este acum? Acum mă simt mai relaxată. Relaxat? Da, nu mai simt nici acel tremurici așa care când... Uh-huh. Da, vă simțiți bine acum? Da. Deja este acțiune puterii lui Dumnezeu. Amin? Dumneavoastră vă veți elibera. Așa să fie? Credeți în numele lui Iisus. Amin? Acum puteți zâmbi? Da. Aplaudați pe Iisus Hristos. Așa să fi, mergeți cu Dumnezeu. Cum vă numiți? Mariana. Doamna Mariana, spuneți, cum vă simțiți după această rugăciune? Foarte bine.
Dar în trecutul dumneavoastră, ce a existat? Mi-ați spus mai devreme jos. O greutate în spate. Ziceam că eu, nu știu, nu puteam să duc mereu. Totdeauna eram cocoșată. Spune că e bacă, jung de la curent, de unde, că e drea de la... Ceva rău în viața dumneavoastră. Ați fost la vrăjitoare, la cineva, la ghicitoare în trecut? Cuscra mea, după fată, m-a luat la Fărcaș. Acum 25 de ani. Aseară mi-am adus aminte. Aseară mi-am adus aminte când citeam cartea care am luat. Și ea s-a intrat înăuntru la femeie, eu am rămas afară, probabil că nu fi vrut să facă, că și fata mea m-a luat totul cu fermece. Și de atunci, o povară grea am dus în spate de 25 de ani. Fata nu am fărit la nunta ei, că, de, asta e, că așa e vrăjitoarele. Ce să mai zic? O distrus tot. Tot distrus. O greutate și în familie, și în spinare, și în... un întuneric. Văzut că acum la slujbă v-a simțit foarte rău. Niciodată n-am văzut pe dumneavoastră așa, v-a simțit foarte, foarte rău și acum. Și nici măcar nu realizați ce s-a întâmplat aici, nici nu știți ce s-a întâmplat. Nu știu nimic. Slavă lui Dumnezeu că acum sunt luminată, sunt ușurată, zbor. Ușurată, liberă. Cine m-a dezlegat? Domnul Iisus Hristos. Repeta, te-ai încurcat cu persoane greșite. Acum, în acest moment, eu invoc toată puterea răului, pentru ca să nu poți avea pace în viața ta, sentimentală, financiară, familiară. Nenorocito, nu vei mai putea merge, nu vei mai putea respira, nu vei mai avea pace în viața ta și vei primi ceea ce meriți. Acum eu invoc toată puterea răului și ofer aceste dulciuri. Acum nu vei mai avea pace în viața ta. Nu vei reuși nimic în viața ta financiară, familială, moroasă. Nu vei mai putea respira, să mergi, să lucrezi. Nu vei mai avea pace în viața ta. Atunci, aveți această oportunitate, dragii mei. Nu pierdeți această șansă de a veni la această slujbă. La una dintre slujbe, într-adevăr, de astăzi. La ora 9 dimineață, la ora 15 sau în special la ora 19. Aduceți șervețelul dumneavoastră în care noi vom strânge toate șervețelele la un loc cu toate lacrimile dumneavoastră. Așa cum Dumnezeu spune, strângeți lacrimile în burduful meu și... Bineînțeles, unde Domnul Iisus de asemenea adaugă în Apocalipsa că va șterge orice lacrimă din ochii lor. De ce va șterge? Pentru că El nu vrea, Dumnezeu nu are plăcerea când omul plânge, când e disperat. Atunci, dragi prieteni, El vrea să șteargă această lacrimă din ochii dumneavoastră. Atunci, în această zi, de luni, sunteți invitații noștri. Cuceriri financiare, doriți să cuceriți o viață economică de calitate, doriți să cuceriți... Poate că propria casă, propria afacere, propriu serviciu, nu aveți loc de muncă. Noi ne vom ruga în favoarea vieții economice. Pregătiți-vă, este momentul rugăciunii. Pregătiți acum paharul cu apă și în câteva minute ne vom ruga în favoarea dumneavoastră.
Dumnezeul meu și Tatăl Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, noi intrăm în sfânta Ta prezență, în această clipă, Dumnezeu, cu sute, cu mii, cu milioane de persoane care, în această clipă, Doamne, această persoană oprimată, disperată, complexată, debusolată, dezorientată, este acolo plângând, Dumnezeu, dar nu plânge de azi, ea plânge, Dumnezeu, de câțiva ani, pentru că a pierdut, poate că fiul în vici, în droguri. Eu nu știu, Tatăl meu, care este situația, care este problema, dar eu am siguranță, Doamne, Tu știi necazul care copleșește această viață, această persoană care nu are poftă de a trăi, această persoană, Dumnezeu, care nu mai vrea să mai trăiască. Eu mă rog pentru ea, scoate din minte aceste gânduri, Dumnezeu, necurate, aceste gândurile rele, ca această persoană să fie liberată, Dumnezeu, de toată apăsarea, de toată greutatea. Dumnezeu meu, scoate acum tot răul afară din viața acestei persoane. În momentul acesta, Dumnezeu, te rog, binecuvântează această persoană, binecuvântează fiecare pahar cu apă, binecuvântează fiecare cană cu apă, ca această persoană când va bea să fie luminată și dezlegată, numele lui Iisus Hristos. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Și cine crede, spuneți amin, așa să fie. Dragi prieteni, beți această apă cu credință și să fiți binecuvântați în numele Domnului Iisus. Am ajuns la sfârșitul emisiunii, a fost o mare plăcere să fiu cu dumneavoastră astăzi. Vreau să vă spun că și dumneavoastră din Galați, noi vom avea mâine slujbă în Galați, mâine vom fi în Galați și va fi distribuirea de asemenea de Sfântul Mir acolo în județul Galați. Toată lumea de acolo din Ivești, Liești, Barboș, dumneavoastră din Vânători, dumneavoastră de acolo din Micro 19, din Micro 40, din orașul Galați, sunteți invitații noștri să veniți la această slujbă acolo în Galați. Va fi distribuirea de Sfântul Mir în județul Galați. Dragi prieteni, unde va fi realizată slujba? În sala de conferință, chiar acolo la Centrul de Afaceri Dunărea. Centrul de Afaceri Dunărea. De la gară, puteți, exemplu, să, dacă circulați cu trenul, dumneavoastră din Brăila, nu știu, dumneavoastră de la gara puteți lua mașina 20 sau 29 sau numărul 9, care vă lasă chiar vis-a-vis, treceți trecere pieton și ați ajuns la locație. La ora 12, la ora prânzului. Ca bunul Dumnezeu să vă lumineze, a fost o plăcere mare să fiu aici cu dumneavoastră. Să aveți o zi bună, la revedere, pe curând, numai bine!